Bună ziua, domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industria României, este invitatul celei mai recente ediții a interviurilor PS News. Bună ziua, domnule Daraban, și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am regăsit. Domnule Daraban, vă propun să începem interviul de astăzi cu o discuție asupra proiectului lui Liviu Dragnea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. În ce măsură acest fond va ajuta economia românească și care sunt capcanele din spatele acestui fond? Păi, capcana în sine este însăși crearea acestui fond de investiții, pentru că, în general, când vorbim de fonduri suverane, vorbim și ne gândim, de exemplu, la Norvegia, la Qatar, care au rezerve naturale și care parte din 1000 de metri cub de gaz sau din barilul de petrol se duc în aceste fonduri suverane, care asigură, să zicem, o continuitate și o viață a națiunii respective, să zicem, în epoca post-petrol. La noi, din păcate, fondul suveran este creat, cel puțin din ceea ce știm, din aportul unor societăți de stat care ele în sine au nevoie de capitalizare. Deci ele au nevoie de capitalizare, pe de o parte, pentru că unii dintre ei sunt jucători regionali, dacă fie că vorbim de Transgaz, de Romgaz, de alte societăți, fie că vorbim de hidroelectrica, care este într-o situație, dacă vreți, destul de precară din punct de vedere al mentenanței, pentru că sunt sectoare care au nevoie de permanent bani de investiții, de retehnologizări, de consolidări. Dacă îi întrebați pe cei de la hidroelectrică, o să vă spună că mai sunt crăpate niște baraje prin țara asta. Deci nu cred că suntem noi în situația de a crea un fond suveran și, mai ales, repet, constituirea acestui fond suveran și pornitul la drum a acestui fond suveran, repet, pe decapitalizarea unor societăți care au nevoie de investiții. Va ajuta economia românească, așa cum susținea inițiatorul acestui proiect? Măsura, deci trecând peste prima etapă de care am vorbit, nu știu în ce măsură va ajuta, dacă vreți, investițiile în România. Noi avem o colosală lipsă de investiții în infrastructură și această lipsă de investiții în infrastructură este resimțită de fiecare domeniu economic în parte. Fie că vorbim de turism, fie că vorbim de industrie, fie că vorbim de ce vreți dumneavoastră. Lipsa de infrastructură ne face necompetitivi pe piața internațională, ne face de ce? Pentru că avem costuri adiționale de transport, avem pierderi, avem timpi morți. Vedeți tranzitarea pe calea ferată a României din portul Constanța spre vest, pe diagonală, înseamnă un 48 de ore. Ați vorbit și dumneavoastră mass media de viteza medie pe calea ferată în România. Deci nevoia de infrastructură este colosală și nu cred că lipsa fondului suveran este problema. Dar care este? Problema noastră este, pe de-o parte, când vorbim de autostrăzi, eu văd ca problemă majoră exproprierile, pentru că la ora actuală, dacă și dumneavoastră întrebați guvernul României, guvernele României, dom'le, vrem să vedem dacă traseul Pitești-Sibiu este, terenul există, fizic. Lăsăm la o parte chestiunile tehnice, dacă acolo trebuie tunel sau viaduct. Asta este o altă problemă. Problema este să vedem că traseul este liber de sarcini și expropriat. Pentru că de acolo este tot începutul, până la urmă. Am impresia că această expropriere a devenit una NRP2. Pentru că este o nouă soluție de a obține niște bani legali. Am impresia că unii află traseele de autostrăzi
și trec terenurile din extravilan în intravilan și mai fac și un pud și un puz și vezi, Doamne, a crescut valoarea terenului care va trebui să fie expropriat. Deci marea noastră problemă este tocmai aici, lipsa terenurilor libere de sarcini. Pentru că banii europeni sunt foarte ușor de atras, probabil la fel de simplu ca și subvenția în agricultură, dacă facem dovada că terenul este al nostru. Pentru că este prima condiție de eligibilitate la fonduri europene să faci dovada că ai teren. Nefăcând această dovadă și, nota bene, terenul de expropriat nu este eligibil de se face cu bani de la bugetul de stat, și aici ne-am împotmolit. Pentru că, vedeți, noi am ajuns să blamăm firme de construcții, cazul Bechtel, dacă ne aducem aminte, da? Dar hai să întrebăm, totuși, Bechtel a avut front de lucru în față? Pentru că, pe de altă parte, la Croații le-a făcut autostrăzile cam în 2 ani. Aceeași firmă. Deci, haideți să ne uităm în curtea noastră, pentru că problemele sunt la noi. Și problemele, dacă nu o să trecem pe aceste etape de easy money, de corupție, nu o să reușim să facem nimic. Acum, revenind la acest fond de investiții, cât de îndreptățite sunt temerile potrivit cărora FSD-i riscă să căpușeze marile companii de stat? Acum, repet, nu știu cine va conduce acest fond suveran, dacă nu vor fi tot niște cadre din acestea de nădejde cu școlile făcute după 30 și ceva de ani. Cred că aici problema, dacă se va alege un management profesionist, oameni care să fi dovedit că au lucrat în domeniul fondurilor de investiții, că au un background în acest domeniu, pentru că și aici este o problemă în România vis-a-vis de recrutarea cadrelor care pot duce la capăt un proiect. Dacă mergem pe clientelism politic, n-o să rezolvăm niciodată nimic. Duce lipsă România de experți? Nu. Sunt foarte mulți experți, din păcate, sau politici. Vă așteptați ca acest fond să crească numărul și volumul investițiilor în România? Eu am un oarecare pesimism vis-a-vis de acest lucru. Pentru că întreb de ce n-am făcut mai multe lucruri până acum. Adică noi totdeauna ne-am ascuns după, domne, am fi făcut dacă am fi avut altceva. Adică, dar cu ceea ce am avut la un moment dat, de ce n-am făcut? Pentru că haideți să facem așa o parabolă, dacă vreți. Luăm o perioadă de 10 ani, 1 ianuarie 2007, 1 ianuarie 2017. O familie normală, care stă într-un apartament cu 2 camere. Și familia aia, pe lângă veniturile lunare pe care le au în mod constant, să zicem că ar fi primit în decurs de 10 ani 10.000 de euro. Cred că n-am fi observat 10.000 de euro, vă dați seama, în 10 ani, adică 1.000 de euro pe an, n-am fi văzut mari dezvoltări în familia respectivă. Dacă familia aia ar fi luat 100.000 de euro în 10 ani, probabil am fi văzut că mișcă un televizor pe casa scării, că își schimbă frigiderul, că își schimbă termopanele și așa mai departe. Un aer condiționat. Dacă familia aia în 10 ani, pe lângă venituri, avea încă 1.000.000 de euro, se mutau de la apartament la casă. Schimbau mașini, concedii. Deci vedeai o prosperitate, da? Și acum întreb, 45 de miliarde de euro luate de România în 10 ani. De ce când ieșim din casă nu vedem nimic? Că nu vedem nimic când ieșim din casă. 45 de miliarde, nu mai punem datoriile făcute de România pe lângă acești bani europeni,
Ar trebui să vedem cu ochiul liber, fără să căutăm, fără să căutăm prin păduri, fără să luăm elicopterul, să ne uităm de sus. Ar trebui să le vedem la colțul străzii, să vedem că, uite, s-a făcut ceva, suntem membri ai Uniunii Europene, am luat 45 de miliarde, am dat 12, dar aia 12 am dat în general ca și cofinanțări. Mai mult de atât, hai să vedem care era datoria externă a României la 1 ianuarie 2007 versus 1 ianuarie 2017 și să ne întrebăm cu toții unde Dumnezeu sunt banii aia. De ce credeți că nu s-a făcut nimic? Care ar fi motivul principal pentru care nu s-a făcut nimic? Corupția e pe de-o parte, corupția endemică. Pe de altă parte, pe principiu, dacă tot nu-mi iese nimic, mai bine nu fac nimic. Au trecut aproape 18 luni de guvernare PSD-ALDE. Care considerați dumneavoastră că au fost principalele acțiuni de sprijin pentru economia națională? Am schimbat și 3 guverne în tot timpul ăsta, ca o paranteză. Este foarte greu de spus. Sper că vom ajunge să tipărim codul fiscal, să-l avem și noi într-o formă definită, astfel încât să știm pe ce ne bazăm, pe termen mediu și lung. Sunt acte normative care au apărut, legea parteneriatului public-privat prin ordonanță de urgență, care vor trebui să-și arate efectele, dar, repet, pe termen mediu și lung. Rămâne de văzut. Mi-aș dori ca Parlamentul României să-l văd și odată seara la 10, lucrând într-o ședință extraordinară, și să stea până la 10 seara să voteze legi cu impact economic. Adică să se aplece pe economie cu aceeași celeritate cu care se apleacă pe legile justiției. Cred că va fi o schimbare majoră în țara asta dacă vom vedea că parlamentarii români vor sta peste program cu prezența la zi, cu asiduitate, să lucreze pentru economie. Pentru că sunt foarte multe de făcut în plan economic pentru a crea un mediu economic predictibil, stabil și așa mai departe. Cum arată peisajul investițional tot în cele 18 luni de guvernare PSD-ALDE? Ce s-a schimbat? S-a schimbat. Până la urmă, jucătorii din teren sunt cam aceiași. Nu ne-au dat afară investițiile, din păcate, investițiile străine. Din păcate, a crescut deficitul comercial destul de mult, îngrijorător, dacă vreți. Adică vorbim de deficit de 10 miliarde de euro în 2016 și de 13 miliarde în 2017. Vă rog să mă credeți că sunt cifrele instituțiilor statului, nu sunt ale Camerei de Comerț a României. Vrem și noi să înțelegem ce înseamnă cei 75,6 miliarde de euro importate de România anul trecut, sau importați de România anul trecut, să vedem în ce constă, pentru că până la urmă nu avem o statistică foarte clară, nu avem, de exemplu, un import pe brand, să vedem de la un anumit brand, că vorbim de tractoare sau că vorbim de televizoare sau că vorbim de frigidere, să vedem care e brandul cel mai cumpărat în România, pentru că probabil ne-am putea duce la dânsii la head office să întrebăm ce vor de la noi ca să ajungă să producă în România, pentru că până la urmă bătaia noastră este tocmai de a produce cât mai mult în România și de a consuma din ce se produce în România, pentru că o creștere economică bazată pe consum este ok. Dar se pune problema să vedem, să desfacem acel consum. Ce înseamnă acel consum? Pentru că dacă o să, ceea ce și vedem din cifre, o să ajungem la concluzia că este un consum de marfă din import, n-am făcut nimic. N-am realizat nimic. Ne bucurăm de Black Friday,
când se rostogolește TVA-ul la vale de la produsele pe care le cumpărăm din import. Și este o realitate. Este o realitate crudă, este o realitate care se și simte până la urmă, pentru că, vedeți dumneavoastră, de-aia nici populația, sunt ultimele statistici ale Băncii Mondiale, că în ciuda creșterii economice, pe care nu o contestă cineva, dar în ciuda creșterii economice, populația nu simte. Păi nu simte, pentru că ce am luat pe mere, am dat pe pere, adică au crescut salariile nejustificat în sistemul bugetar. Dar au crescut prețurile. Dar oamenii cu banii, noi bani sau noile salarii s-au îndreptat către electrocasnice și către dealerii auto. Deci am crescut salariile ca să creștem importurile. Asta am făcut până la urmă. Eu în general vreau să fiu mai simplist în vocabular și ca să fim, să încercăm să fim înțeleși de cât mai mulți oameni. Asta am făcut. Am crescut salariile și toată creșterea am aruncat-o în importuri. Acum să spunem că a crescut inflația, că am ajuns la 5,4 pentru că a crescut prețul petrolului. M-aș abține să vorbesc, pentru că vorbim de un 74,5 era ieri Brentul și 68 ăla, West Texas Intermediate, dar trebuie să-mi aduc aminte că în 2011, când era barilul $112-114, inflația în România era 3,14. Deci, iată că nu de aici a crescut inflația, din prețuri la utilități. Dacă vreți, ok, a avut o scădere. Petrolul la începutul anului trecut, 2016, a fost o scădere, dar s-a ajuns la o creștere, dar mai mult de atât nu prea se mai poate. Nu prea se mai poate, pentru că sunt rezerve uriașe pe planetă, sunt rezerve care nu sunt suficient exploatate din motive politice, dacă vreți, da? Că vorbim de Venezuela sau de Iran, dar rezerve sunt. Venezuela are 298,4 miliarde de barili rezerve descoperite și exploatabile comercial. Iranul e la 157,8 miliarde de barili. Dar sunt situațiile politice din aceste două țări, dacă vreți să le dau numai pe ele, dacă vreți vorbim și de situația din Libia, care e aproape neguvernată, dar Libia stă pe 46 de miliarde de barili. Deci, lucrurile, Irakul stă pe 144 de miliarde de barili, dar insuficient exploatabile datorită situației politice din zonă, care situații, nu știu, peste 5 ani, peste 10 ani vor fi rezolvate punctual, nu știu, cât va mai sta Maduro în Venezuela. Deci, sau că nu va mai fi Iranul sub sancțiuni, deci prețul petrolului poate să fie azi 75, cât am zis, ne putem trezi la anul pe vremea aceasta că e $20 baril. Da. Deci noi am avut creșteri, scăderi, a fost primul război din Golf, a ajuns la 30, la sfârșitul anilor 90, prin 98-99 ajunsese la $9,5 barilul. Deci s-au trecut prin tot felul de etape și naționale și internaționale. Deci nu cred că este, trebuie să dăm noi vina neapărat pe creșterea prețului hidrocarburilor ca să justificăm creșterea inflației. În ce relație se află acum Camera de Comerț și Industria României cu actualul guvern? Lucrăm cu câteva ministere unde și noi avem interese în numele mediului de afaceri, adică cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Comerțului. Sunt ministere cu care se poate discuta și cu care am ajuns la foarte multe concluzii, foarte multe documente pe care noi le-am trimis nu pentru Camera de Comerț, ci pentru mediul de afaceri, că avem și noi o vină, dacă vreți, pe pământul ăsta, suntem apolitici. Acest lucru va trebui să fie înțeles, pentru că nu vom putea niciodată să politizăm chiar totul și am
plăcerea și mândria să mă uit la colegii mei din camerele județene, care sunt la fel la politici și care nu țin cont de schimbările politice, încearcă să fie interlocutori și să fie persoane de dialog cu toți care se perindă pe la conducerea județelor și implicit noi la conducerea țării. Ați participat în perioada 20-21 iunie la întâlnirea șefilor permanenți ai Comitetelor Naționale ICC. Care sunt concluziile cele mai de interes pentru economia românească ale acestei reuniuni? Bine, s-a discutat Comitetul ICC, deci International Chamber of Commerce. Este o organizație, este probabil cea mai mare, nu, probabil, este sigur cea mai mare organizație de business din lume. Practic, membrii ICC angajează 1 miliard de oameni la nivel planetar. ICC-ul este singura organizație care intră la OECD, la Banca Mondială, la Fondul Monetar Internațional, era să spun Banca Monetară, dar Banca Mondială a devenit membru asistent al Organizației Națiunilor Unite. Deci este o organizație de business foarte puternică și foarte influentă. Pentru cei care știu mai puțin, ei sunt ICC-ul este instituția care eliberează contractele standard comerciale în comerțul exterior internațional, celebru Incoterms, reguli în domeniul comerțului internațional în linie cu Organizația Mondială a Comerțului și așa mai departe, nu în ultimul rând arbitrajul internațional, celebru arbitraj de la ICC Paris. Deci este o organizație unde a trebuit să participăm pentru că noi suntem un caz mai special. Camera de Comerț a României ține Comitetul Național ICC în România din 2001. Comitetul acesta național ICC, nu vreau să, până am venit noi la conducerea Camerei de Comerț a României, avea doar 7 membri mari și lați din 2001 și acum are 170 de membri. Deci a crescut exponențial pentru că, vă spun, până acum, datorită acestui număr mic de membri, Camera României n-a fost niciodată invitată la o ședință de asemenea amploare a ICC-ului, unde au fost și alegeri. Alegeri pentru forurile internaționale. Deci am început să fim băgați în seamă la nivel internațional. Asta este o veste foarte bună. Da, da, este o veste bună. Am început să însemnăm ceva pentru ei, inclusiv arbitrajul comercial în România a fost revigorat. Probabil știți, de 3 ani de zile, președintele Curții de Arbitraj Internaționale de pe lângă Camera României este profesorul Ștefan Deaconu. A fost și consilier prezidențial vreo 9 ani pe drept și legislație. Echipa dânsului, care și-a făcut-o fără niciun fel de influență de la noi, e formată din membri ai celor mai importante case de avocați din România. Lista arbitrilor care sunt la Camera României este formată din arbitri și din juriști de reputație internațională, aș putea spune. Din cei 162 de arbitri, 60 sunt străini, adică firmele care activează în România și aleg ca soluție litigioasă arbitrajul sunt libere să-și aleagă arbitrii străini. Deci această organizație a început să funcționeze foarte bine. În final, care sunt prioritățile CCIR în perioada imediat următoare? În primul rând, noi ar trebui să devenim un minister privat al economiei. Am dorit să creăm un sistem complementar apropo de deficitul comercial al României. Cred că se impune ca mediul de afaceri din România
să aibă propriul sistem complementar de diplomație economică. Cred că dacă am obține printr-un parteneriat public-privat ca fiecare firmă, și aici roata e deja inventată, eu în general poate copy-paste-ul ăsta în România a intrat așa într-o zonă hilară, dar am făcut de multe ori apel la guvernanți, la parlamentari, domnilor, acolo unde n-aveți expertiză și trebuie să vă uitați în oglindă să vedeți că n-aveți expertiză în domeniul respectiv, copiați, domnule, legislație. Copiați legislație de la țări unde roata și apa caldă sunt inventate de ceva zeci de ani. Nu e o rușine, nu e o rușine, repet. Dar întorcându-mă la subiect, pe modelul finanțării, dacă vreți, Camerei de Comerț a Ungariei, în care fiecare firmă anual, la depunerea bilanțului fiscal, face și o înmatriculare la Camera de Comerț contra 20 de euro pe an. 20 de euro pe an. Pentru o firmă, îți bani de buzunar. Dar s-ar face un buget anual pe care noi am putea să-l folosim în deschiderea 100 de poziții în străinătate. Nu spun 100 de țări, 100 de poziții, astfel încât, nu știu, poate în America să avem 3 reprezentanți pe coasta de vest, 3 pe centru, 3 pe est, nu știu, în China, în alte zone de interes comercial, pentru că până la urmă trebuie să facem ceva pentru scăderea acelui deficit. Și eu am convingerea că 100 de poziții, 100 de oameni profesioniști pe care nu neapărat camera să-i recruteze, le-am făcut invitația și altor asociații patronale să facem un comitet de selecție, de stabilirea zonelor de interes, pentru că nici eu nu aș vrea să-mi creez un, dacă vreți, să-mi pun o cocoașe și să fiu sunat de unul sau de altul cu nu știu ce pile și relații. Știți, vreau să mă degrevez de lucrul ăsta și vreau să implic mai multe asociații de profil, că vorbim de Asociația Producătorilor de Mobilă, de exemplu, nu confederații. Vorbim strict, vorbim de domnul Ierbașu, dacă vreți, în domeniul construcțiilor, vorbim de doamna Sereni la Mobilă, nu știu, vorbim de alte asociații patronale, dar cu impact de ramură, ca selecția, interesul pe o zonă să-l facă dânsii, nu Camera de Comerț. Camera de Comerț să fie, dacă vreți, gestionarul acestui fenomen, pentru că trebuie recunoscut, spre deosebire de alte asociații patronale existente în România, Camera de Comerț, atât prin sediu care îl are, prin camerele județene existente, prin Romexpo, avem cea mai puternică infrastructură de business din România, ca entitate complet privată, 100% privată. Deci, cred că am putea mișca puțin lucrurile din loc, pentru că și statul va fi, trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, că nu mai poate să vorbească de societăți de stat la infinit. Adică vorbim de, dacă vreți, din cei 676.408 care au depus bilanțul la organele fiscale, mai sunt 998 de societăți de stat și până la 1884 societăți în care statul are peste 50%. Deci, vedeți și dumneavoastră, vorbim de 0,3-0,25% din numărul de societăți care depun bilanțul, mai sunt societăți de stat. Deci trebuie să ieșim din cutuma asta că noi asigurăm servicii, noi statul român, noi guvernul, asigurăm servicii doar capitalului de stat, privații, dacă îi ajutăm, e trafic de influență. Nu! Toate persoanele cu J la poartă, adică înregistrate la Registrul Comerțului, trebuie să beneficieze de același tratament din partea statului, fie că vorbim de capital privat românesc, fie că vorbim de capital străin, fie că vorbim de capital de stat. Acum, referitor la cuantumul investițiilor în țara noastră, ați simțit vreo fluctuație de la începutul anului 2018 și până în prezent? Mai investesc
Mai vin investitori. Cred că toți sunt într-o oarecare așteptare, pentru că vedeți dumneavoastră, fenomenele acestea care se întâmplă în lupta anticorupție sunt foarte sensibile pentru investitorii străini. Poate risc să mă repet sau au spus-o mai mulți, poate nu se înțelege de fapt că fenomenul acesta anticorupție a început odată ce au început investițiile străine majore în România. Dacă ne aducem toți aminte de regretatul Alfred Moses, de alți ambasadori ai Statelor Unite de prin anii 90, nimeni nu vorbea de anticorupție. Nu intra niciun ambasador pe la ministru, pe la președinte să reclame ceva în lupta anticorupție. În momentul în care apar investițiile străine, gândiți-vă că un investitor străin își pune problema: dom'le, dacă atunci când iei o decizie de investiții, îți pui toate scenariile pe masă, și bune și rele. La cele rele te gândești, dom'le, dacă la un moment dat voi ajunge într-o situație litigioasă cu statul, cu vreun partener privat din țara respectivă. Și îți pui problema la mediu și la lupta anticorupție existentă, dar dacă nu cumva tu ca investitor străin ești pus în pericol. Ești pus în pericol în sensul că poți fi păcălit, poți fi înșelat și așa mai departe cu pârghiile statului. Nu de hoți de buzunare. Vorbim de instituții, adică să te păcălească efectiv instituții. Este cam același lucru ca când o bancă comercială decide să ofere o finanțare, o creditare la o persoană sau chiar societate. Banca din prima se întreabă, domne, în caz de credit neperformant, eu cum execut silit, nu știu, ipotecă, ce vreți dumneavoastră. Toți pleacă cu, paradoxal, când semnezi un contract comercial, lumea mai bea și un șpriț după, dar îți iei toate măsurile, de aia și se și negociază foarte mult. Să știți că prețul până la urmă într-un contract comercial îl cam bați în cuie repede, dacă vreți, adică într-un contract vorbim de main terms and conditions, de termenii principali unde intră preț, durată, și există standard terms and conditions, unde acolo se, dacă vreți, se negociază inclusiv la ce curte, și repet, la semnare toată lumea e prietenă, dar se negociază la ce curte de arbitraj sau instanță te judeci în caz de litigiu. Deci aici așa trebuie înțeleasă lupta anticorupție, pentru că, repet, în anii 90 n-aveau ambasadorii străini din București nicio treabă cu corupția, pentru că nu erau investiții, n-aveau pe cine proteja, că nu mori de dorul nostru să fim neapărat stat de drept așa, ca o icoană. Nu! Marea lor problemă, și foarte pragmatic o spun, este protejarea potențialilor investitori și actualilor investitori de-ai lor în România. Cât de mult este afectat mediul investițional de tensiunile de pe scena politică? Sau afectează tensiunea de pe scena politică mediul investițional? Ați fi văzut probabil la bursă, dacă am fi avut o bursă supercapitalizată, o bursă de valori, că aceste fenomene care le vedem în spațiu media ar fi afectat serios, erau mult mai vizibile. Ați văzut ce se întâmplă pe Wall Street, da? Orice declarație, și în general președinții americani sunt foarte, și guvernul american e foarte atent la ce spune, ce vorbește, ca să nu afecteze bursa. Că bursa este foarte sensibilă. Noi nu avem, din păcate, acest indicator, pentru că avem o bursă subcapitalizată și foarte greu să observi niște schimbări. Dacă ne uităm, sunt cifre care sunt publice, robor, inflație. În astea se vede criza actuală politică în care ne aflăm. Politică, nu știu dacă e o criză politică, dar, repet, aș vrea să văd Parlamentul la 10 seara muncind pentru mediul de afaceri. Stea peste program să voteze. Domnule Daraban, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Mulțumesc.
Mulțumim și noi!